cineva îmi spunea că nu poate să meargă la acest vot pentru că are prieteni foarte buni homosexuali, care sunt oameni de foarte bună calitate, nu merg la paradă, gay, nu fac, așa, sunt oameni intelectuali, integritate morală, și că asta ar însemna să voteze împotriva lor. Acest vot nu este împotriva unor persoane, ci este un vot pentru căsătorie și categoric este un vot împotriva păcatului. Acești oameni de bine în fața lui Dumnezeu, dacă au făcut binele și trăiesc bine, vor primi ceea ce dă Dumnezeu atunci când facem binele și din partea noastră prețuire și apreciere, dar aceasta nu este un motiv să acceptăm căsătoria lor. Sunt oameni de știință, sunt oameni de cultură, sunt oameni de așa și omul de toate zilele. Dumnezeu știe de ce au căzut în această... Așa, dar ea trebuie privită ca diferit, ca nefăcut de Dumnezeu și ca rod al dragostei lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu care îl așteaptă pe om să se întoarcă și să fie sfânt. Instituționalizarea căsătoriei între persoane de același gen l-ar desființa pe cel care se consideră homosexual. Demnitatea lui ar fi desființată, pentru că el ar fi fixat într-o categorie juridică și scos din condiția umană care înseamnă libertatea de a-mi reveni, libertatea de a mă întoarce la Dumnezeu, libertatea de a fi, așa cum noi ne-am străduit să nu se legalizeze prostituția. Și ne întreabă ironic cei care așa, și nu mai sunt prostituate, ba da, dar ea știe că este anormală, știe că face un păcat și este demnă în sufletul ei, ea oricând poate să renunțe la acest comportament, la acest păcat. Nu este prostituată prin definiție. Așa și aici. Deci să avem grijă ca să respectăm libertatea persoanei care poate oricând să se întoarcă la normalitate și la Dumnezeu.